Bună, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi sunt aici împreună cu fiul meu care se uită la desene animate, așa că dacă cumva o să auziți pe Garfield când o să vorbească, vă rog să ne scuzați, dar el vrea să stea să se uite la desene animate. Și vreau ca să pun acest video pentru că suntem în 22 astăzi. Da, în 22. Mai sunt două zile până la concursul acela... spuneți. The Next Big Vlog. The Next Big Vlogger. Și vreau să vă spun că eu nu am reușit să îl postez. Deci l-am făcut încă de când am aflat de acest concurs. Așa că o să vă las link-ul la video pe care l-am făcut eu pentru echipa Laurei Giurcanu. Și am încercat să-l postez aproape pe fiecare seară, dar se pare că nu merge. Nu știu de ce. Când inserez data de naștere nu mă lasă. Se face toată chestia cu galben. Și când dau acolo la sfârșit, când trebuie ca să trimite... Așa că dacă cumva știți ce aș putea să fac ca să pot să postez și eu acest video, sper să primesc un răspuns, pentru că după cum v-am zis, mai sunt decât două zile și cred că sigur nu o să am nicio șansă. Dar măcar m-am gândit să fac acest video, să nu fac, să încerc să caut și eu niște răspunsuri. Dar cum eu nu am foarte multe vizualizări pe YouTube, sunt sigură că nu o să primesc un comentariu în care o să mi se explice cum trebuie să fac exact. Dar oricum am zis că hai să încerc. Așa că dacă cumva voi știți ce aș putea să fac ca să pot să postez și eu acest video, aș fi foarte recunoscătoare. Cam atât. Acesta a fost un foarte scurt video. Iar vine aici și zic bună! Mama, ce faci? Așa că mi-ar place foarte mult să particip la acest concurs de Next Big Vlogger. Mi se pare o super oportunitate de a te lansa și nu știu, sper ca Laura Giurcanu să mă vadă și pe mine și să mă bagi la ea în echipă. Am primit un comentariu la acest video, la acel video pe care l-am. Așa, și am primit un comentariu și făcea: ești praf, ești prea piții. Nu, chiar nu sunt piții. Și cine mă cunoaște în viața de zi cu zi știe că nu sunt o piții, că îmi place mie să mă îmbrac și să mă machez. Este pentru mine că vreau să mă simt eu bine, dar sunt o fată destul de obișnuită și un suflet foarte mare și chiar nu sunt o piție, așa cum se spune, fasonată sau ceva de genul. Cred că atunci când încep să mă cunoști, zici, wow, de fapt asta chiar nu e așa cum pare. Cam asta a fost scurtul meu video și încă o dată apelez la voi și vă rog frumos dacă puteți să spuneți și mie cum pot să trimit clipul pentru acest concurs, pentru că tare mult aș vrea să particip la el. Ok, vă mulțumesc și ne vedem în următorul video. Sper să vă placă toate videourile pe care am să le fac pe viitor și dacă aveți ceva sugestii, vă rog să-mi spuneți. Edi este aici. Hai, vino la mână! Oh, iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea!